cafea și ne începem săptămâna. Ce faceți, prieteni? Sper că ați început săptămâna cu bine. Astăzi avem și news, și povești, adică nu că poveste, Povești. Pentru că am dat de un articol care mi-au amintit de niște evenimente care mi s-au petrecut și am zis că de ce să nu vi le povestesc? Pentru că acolo avem și o lecție. Veți vedea imediat că este undeva ascunsă și o lecție de viață în acea poveste. Dar până una alta, haideți să începem cu știrile. Da? Binance a suferit un atac, putem spune așa, ca un fel de hack care a dus la pierderea 110 milioane de dolari. Deci s-a întâmplat în felul următor. Au intrat niște hackeri în rețea și au reușit să producă niște BNB pe care și-au transferat într-un wallet separat, bani pe care au reușit să-i schimbe, adică o parte din monede au reușit să le schimbe, o parte nu. Și avem așa, deci în jur de 110 milioane deja sunt PA și mai au undeva într-un BNB wallet 429 de milioane care au rămas. Și acum na, firma rămâne să vadă, au blocat practic sistemul, au zis gata, întrerupem toată treaba ca să nu riscăm să se mai piardă bani și acum vedem ce vor face în continuare. Ideea este că un atac de genul ăsta, nu vine bine deloc. Nu vine bine deloc, absolut deloc, pentru că Binance este cel mai mare sau aproape cel mai mare exchange din lume în sensul de user, în sensul de. Uh, încredere, adică dacă întrebi oamenii, băi ce părere ai de Binance, foarte mulți oameni țin bani în Binance, foarte mulți oameni folosesc Binance pentru trading, nu o veste foarte bună, adică în momentul în care știi că ai, bine, problema nu a fost în sensul în care să se fure banii din wallet pentru că și asta este foarte important, adică wallet-urile au fost sigure, asta este foarte important. Problema a fost cu sistemul BNB pentru că au reușit să mai producă niște tokenuri în plus și practic și-au transferat acele tokenuri lor. Adică este o problemă în uh, tokenul lor, în criptomoneda lor, nu în securitatea, să zicem, exchange-ului. Ceea ce este o diferență destul de interesantă. Dar, ca și idee, s-au mai sifonat încă 100 și ceva de milioane de dolari din zona cripto. Să zicem că a fost un an bun pentru hackeri. Adică hackerii au făcut treaba anul acesta. Mergem la Trump care începe să acuze toți președinții că oricum și ei aveau documente secrete în posesie, că Bush ținea niște documente undeva, că și Obama a luat niște documente și așa mai departe și a spus ceva de genul că ei nici măcar nu le țineau într-un loc sigur. Adică măcar astea erau la mine acasă. Adică că unii țineau într-un azi de bușcă, le țineau într-o alee de bowling, într-un loc de de bowling care după asta s-a transformat în restaurant chinezesc. Obama la fel nu știu pe unde le ținea, dar măcar el le ținea unde trebuie. Și el realizează că are o problemă juridică destul de importantă pentru că a plătit avocatului 3 milioane de dolari și aparent este cea mai mare sumă pe care a plătit-o vreodată unui avocat. Pentru un dezvoltator imobiliar, politician, personalitate TV, care a fost destul de polarizant în toată viața lui având 70 ceva de ani, dacă pentru prima dată în istorie a plătit cel mai mult la un avocat, înseamnă că a realizat și el că este o problemă ceva ceva mai serioasă. Acum oamenii cântăreau, de exemplu, o chestie și spuneau că, uite, dacă Elon Musk vine și ia Twitter-ul și așa mai departe și dă voie lui Trump să intre pe Twitter din nou, până și chestia asta ar putea face diferență în alegeri, pentru că dacă Trump ar avea din nou aceeași platformă de a comunica pe Twitter și așa mai departe, cum reușește el să să facă scandal, s-ar putea să-și crească popularitatea înaintea alegerilor, lucru care ar putea schimba rezultatul. Dar vom vedea. Deocamdată nu s-a finalizat nimic, nici dealul cu Twitter, nici Trump să fie avut contul, nici nu știm, teoretic, el a spus că va candida, dar nu știu dacă este clar, clar, pentru că, din câte știu eu în SUA, au așa, mai întâi uh, candidează între partide, adică democrații candidează cu democrații, republicanii cu republicanii, văd care câștigă din fiecare tabără și apoi se bat între ei. Într-un fel este diferit față de cum. Avem noi, pentru că la noi, în interiorul partidului, se alege, să zicem, un candidat. La ei, practic, se votează în interiorul partidului. Pentru că la noi, teoretic, în interiorul partidului se alege, să zicem, PSD-ul se hotărăște, ok, candidatul X este potrivit pentru să ne reprezinte partidul, PNL-ul zice la fel și așa mai departe, și apoi se bat între ei. Aici nu. Zic, democrații spun, noi suntem 10 democrați. Ei, și încep să facă dezbateri, mamă, mam, mam și văd, adică este un proces de alegere activ și chiar fac dezbateri la televizor, nu doar că se hotărâs ei în spatele biroului spun bun, bun, tu cred că ești cel mai potrivit, gata, tu de la treabă. Și deocamdată Trump mai are să se lupte cu republicanii lui, oricum el este foarte popular în SUA, deci cred că are șanse destul de mari să fie, să zicem, de partea republicanilor mai departe. Este ca un show de televiziune ce se întâmplă în politica din SUA, bine, nici la noi e prea plictisitor, sincer. Mergem mai departe la Apple, care știți că are funcția aceea, detectează un crash la noile, astea, noile iPhone-uri și la Apple Watch-urile noi detectează crash -uri. Ei, oamenii s-au dus să se tragă niște roller coastere, da, a dus să se distreze într-un parc de din de distracții și telefoanele lor Apple noi au sunat la 911 și au zis că au avut parte de un accident foarte grav și oamenii după ce s-au dat jos, cei care aveau iphone uri s-au trezit că aveau apel, destul de multe apeluri de fapt s-au făcut la 911. Dar serviciul și a dat seama că este ceva probabil o problemă pentru că toate apelurile veneau din parc, au sunat la parc și au întrebat băi aveți vreo problemă în parc pentru că primim multe apeluri din interiorul parcului cum că s-a fost un eveniment destul de nasol și a zis că nu este ok. Și după asta a ieșit Apple și a zis băi stai un pic, noi avem asta, dar dați-vă și voi telefoanele pe modul avion sau măcar nu-ți lua telefon cu tine. Adică este clar că nu este normal să stai cu ceasul tău Apple Watch la mână în momentul în care te tragi în rollercoaster. Sau dacă vrei neapărat să stai cu el, pune-l pe modul avion sau închide-l. Pentru că dacă nu, te trezești ca ai sunat la poliție pentru că a fost nasol. Acum na, și presa este destul de hater, așa. Este o tehnologie destul de impresionantă dacă stai să te gândești. Este normal să mai aibă baguri, adică nu e... Există Windows de ani de zile, tot nu merge bine. Există Microsoft Word, există o grămadă de aplicații care sunt de ani de zile și tot tot mai au baguri. Adică voi ați intrat vreodată să faceți reclame pe Facebook sau pe Twitter sau și platforma lor este incredibilă. Și au din astea niște baguri inexplicabile în sensul în care, să zicem, reclama ta, să zicem, pornește. După două zile îți spune, nu este ok, nu face parte din politică dai review, după aia face parte din politică, după care iar peste 5 zile iar ți-o oprește când nu faci și ești boss, mi-ai zis că e bună, acum iar nu e bună sau am avut din astea reclamă respinsă, am dublat reclama, pur și simplu nu i-am schimbat absolut nimic, am dublat reclama, i-am dat drumul, cealaltă, nu re cealaltă respecta termenii. Prima nu respecta termenii, adică niște chestii genul ăsta. Am avut și noi, știți că am făcut un news cum că se închid conturi de ads pur și simplu? A nostru s-a închis. Deci ne trezim la birou, într-o zi, primesc mail. Contul dumneavoastră de EZ a fost dezactivat. Hmm, era, opa, de ce? Considerăm că nu mai uh cum era, că nu, nu știu cum, nu mai aveți voie să faceți reclame, ceva de genul ăsta. Și pur și simplu ne-au dezactivat contul de Facebook de Ads. După care am rezolvat, dar ca idee, adică pur și simplu random. adică pentru o tehnologie nouă nu mă mir că mai are și baguri. Mergem la locurile de muncă și anume 30 de milioane de americani consideră că locul lor de muncă este un mediu toxic și că ar trebui să se schimbe. 30 de milioane de americani, vreo 10%, adică nu destul de puțini, să zicem așa, de era de așteptat, cred că numărul sincer este mai mare. Și hai să vedem în care sunt principalele probleme, pentru că cred că aceste probleme se regăsesc în peste tot în lume, nu doar în SUA, și anume norme sociale toxice și asta de fapt se referă la faptul că oamenii nu se mai respectă între ei, nu-și respectă timpul, întârzie, nu-și respectă, să zicem, înțelegerile pe care le au pe partea de muncă, adică dacă noi suntem doi colegi și spunem băi, trebuie să termin proiectul ăsta până luni, pentru că de luni mă apuc eu și continui mai departe. Ei, tu nu-l termin până luni, mă încurci pe mine și așa mai departe, adică lipsa de respect și lipsa de, să zicem, faptul că întârzi la o întâlnire este considerată o problemă, după care, bineînțeles, toxic leadership, șefii sunt răi. Asta este clar, am mai discutat despre asta și apoi ce mi s-a părut interesant și într-adevăr cred că lucrul ăsta există. Nu e ca și cum celelalte, nu cred că există, dar mi se pare interesant punctul acesta și anume joburi gândite prost adică din prima jobul a fost gândit post, prost ca și loc și este ori prea mult de muncă pentru acel post și prea puțin pentru alte posturi, ori nu este destul de clar ce are persoana respectivă de făcut și are gen o grămadă de task-uri din astea ciudate și nu reușește să le facă față și lucrul ăsta există. Văzusem de exemplu lucrul ăsta multinaționale, pentru că în multinaționale se observă cel mai ușor. Sunt foarte mulți oameni care o bat în cap foarte puțini oameni care chiar muncesc, dar oamenii care chiar muncesc, muncesc și pentru restul care o bat în cap. Pentru că cumva, cumva firma aceea funcționează. Deci dacă te uiți la orice firmă internațională, mare sau așa, și te uiți pe un departament, vezi că știu, 10 oameni nu fac nimic. Și, și în comentarii am văzut aici că am spus eu de ce să lucrezi, că e mai bine să lucrezi la birou pentru că interacționezi cu oameni și așa mai departe. Și mulți mi-au spus... Angel, eu am de treabă 2-3 ore. Adică mă duc, eu lucrez la multinațional. Mă duc, lucrez 2-3 ore. De ce să stau încă 6, încă 7, încă 5 ore acolo degeaba? Pur și simplu să mă uit, să o bat în cap. Așa lucrez de acasă, lucrez 2-3 ore și restul îmi văd de zi. Asta înseamnă că este undeva jobul gândit prost. Pentru că tu dacă ești angajat full time, dar ai 2-3 ore de muncă, înseamnă că cineva nu a gândit postul cum trebuie. Și sunt sigur că unii se plâng de deadline-uri, se plâng că nu reușesc să-și facă suficientă treabă, să-și acopere volumul de muncă în firma respectivă. Deci, undeva există și această problemă. Bineînțeles. Și ce ne recomandă specialiștii din SUA? Căutați-vă alte joburi. Da. De parcă oamenii, dacă aveau posturi mai bune. Este, știi cum e chestia aia, mult mai simplu de spus decât de făcut. Mergem în Ucraina, în conflictul cu Rusia, unde s-a constatat că s-au furat din 40 de muzee din Ucraina, au furat o grămadă de piese din aceste de istorie și Adică la modul mii, în sensul în care dintr-un singur muzeu, de exemplu din Melitopol, s-au furat 1700 de artefacte. Din alt muzeu s-au furat 2000 și tot așa lista continuă, în total 40 de muzee au fost furate, au fost jefuite. Nu cred că este o chestie organizată, sincer. De regulă lucrurile astea cred că se întâmplă la nivel local acolo. Adică este un grup care s-a gândit să mai facă niște bani dacă tu sunt acolo. Adică nu cred eu că Putin a zis intrați în Ucraina și furați artefacte. Mă îndoiesc de chestia asta. Probabil au ajuns rușii acolo și erau băi dacă tu suntem aici. Știi? Adică da. Și s-au gândit probabil o combinație din asta. Batalionul cu capitanul ia. Hai, pac, duceți-vă la cules pentru că aici totuși trebuie să ai și piață de distribuție. Bun, furi ei dintr-un muzeu, 1700 de chestii. Ce faci? Pui anunț pe OLX, pe olx din Rusia și ești vând lingura de 2000 de ani. <gânt> adică trebuie să fie undeva o, un trafic din ăsta la negru maxim pentru a putea absorbi genul ăsta de produse. Adică tu vii cu, nu știu, 10.000 de artefacte din muzee și trebuie să le vinzi repede pentru că bănuiesc că, nu, după cum am zis, nu stau ei să pun anunțuri. Și atunci probabil a intervenit destul de bine piața neagră. Deci sunt unele domenii care fac bani acum, uite, piața neagră, arme, chestii, aici se fac bani. V-ați îngrijora vreodată că vreo companie să zicem îți dai cardul undeva și ești băi, oare o să-mi ia exact suma pe care trebuie să-mi ia sau îmi va lua mai mulți bani? Pentru că am observat chestia asta la foarte mulți oameni, în special să zicem vârsta medie și vârsta mai a treia. Pentru că este această frică de a plăti cu cardul. La noi în România ușor, ușor încep oamenii să plătească cu cardul. Țin minte că n-am deschis eu primul magazin online. Nu știu dacă plăteau 10%, 50% din oameni cu cardul. Foarte puțin. Vorbim de acum 10 ani. Acum, da, clar, procentul a crescut foarte, foarte mult. Dar în continuare există această frică. Uite, uneori se mai întâmplă. De exemplu, un pasager de Uber a zis că se duce acasă, avea o combinație de asta, să zicem, un drum pe care îl făcea destul de des, de la băut acasă, practic, și o Și a făcut treaba, a fost cu prietenii, s-a întors înapoi. 22 de ani, a zis că are câțiva kilometri până acasă, un drum care costa de regulă 10-11 lire. E, omul a dat pe aplicație, culmea este, ce mi s-a părut Deci a venit Uber-ul, l-a luat. L-a dus unde trebuia, el nici nu a dat importanță pentru că era un drum pe care îl făcea, adică nici nu s-a mai uitat, pac, a doua zi s-a trezit dimineață, 35.000 de lire s-au retras din cont, pentru că adresa aparent era setată undeva în Australia. Dar culmea șoferul l-a dus unde trebuie, adică a fost undeva un bug în aplicație, i-au luat 35.000 de lire din cont, bineînțeles a panicat, a doua zi a sunat la Uber, i-au dat bani înapoi. Dar amuzantă situația, am pățit chestia asta, eram cu mai mulți oameni la o masă într-o zi și unul zice hai să chem Uber -ul. și pune strada pe care stătea el, pune Uberul și face băi ce s-a scumpit Uber -ul? și fac eu cât, cât s-a scumpit și face îmi ia 2000 de lei <laughs> și fac eu 2000 de lei. Și pentru că i-a apărut curs dar nu se uitase la numărul de kilometri. Și a zis, cu cine mai merge cu uber dacă ți-a ți 2000 de lei până acasă? Și a zis, ceva e neregulă. Și i-a luat aceea stradă, dar în alt oraș, la vreo 700 de kilometri. Ceva, 600 de kilometri, era prin Tibișoara sau nu știu unde. Uh, și, și, era, da, cam scump să mă duc până acasă. Știrea asta pe care am citit-o acum, pur și simplu, nu cred că mai pot să mai mănânc fast food la fel vreodată. Este un, un lanț de asta cum este KFC, se cheamă chick fil în SUA. Și a apărut un video cu doi angajați care scuipau peste puiul așa și au spus că asta este de fapt formula secretă a firmei și scuipau pe aripioare. Da, bucurați-vă de asta când mai mâncați la fast food. Chiar dacă știu că se întâmplă foarte rar chestia asta, dar știi cum e? Dacă e la mine. Adică parcă mă uit la aripioarele de la KFC și așa mănânc eu rar genul ăsta de lucruri la fast food sau așa. Dar acum cred că am să tai de tot uite, dacă mâncați zilnic la KFC, asta este o metodă de a ține dietă. Gândiți-vă la știrea asta. Gândiți-vă că vi se întâmplă vouă. Știi cum ai să te duci să-ți niște lucruri mai sănătoase de la magazin? Mergem mai departe la hacker, din nou. Băi, asta chiar e meserie ca lumea. Adică se fac bani. Nu e legală ce-i drept, dar bani se fac. Adică există o nouă combinație aparent în SOA care merge și anume hackerii care intervin între transferuri. Destul de interesant de unde și au informațiile, pentru că povestea este în felul următor tu să zicem te duci să-ți iei o casă, și vorbești cu acolo, cu avocatul sau cu notarul sau cu dezvoltatorul și spui, ok, ok, ne-am înțeles, bun, trimitem datele pe mail. E, și când îți vine e-mailul, de fapt nu îți vine un e-mail de la dezvoltator, îți vine un e-mail de la un hacker. Și e este foarte asemănător, în afară de unele chestii care sunt diferite și trebuie să te uiți cu foarte mare atenție ca să realizezi că este un schem. Și e ul pare ca și cum a venit de la dezvoltator și îți spune, uite, în urma conversației trebuie să-mi dai 10.000 de dolari, 20.000 de dolari, nu știu cât. Și oamenii trimit, de exemplu este aici în articol, sunt mai multe exemple, este un tip care a trimis 150.000 de dolari avansul pentru o casă. Adică omul se muta, se-a prins un loc bun, nu știu ce, și a zis că hai să dau avans pentru o casă, destul de ca lumea avans, 150.000. Și l-au furat. Practic. Și na, omul panică, probleme cu relația pentru că a strâns banii aceia într-un timp foarte îndelungat împreună cu soția lui și așa mai departe. Și aparent există schemuri din astea de milioane de dolari, adică undeva la 9 milioane de dolari din ce au descoperit un agent de la FBI, 9 milioane de dolari care a afectat mai mult de 50 de victime. Și atât de simplu. La modul trimit facturi la anumite firme pur și simplu, gen, aveți să ne plătiți, nu știu ce, noi suntem firma, nu știu care. E clar trebuie o chestie de asta de research și clar trebuie să meargă. Și uneori sume mai mici, bine, mici comparând cu sumele astea de 150.000, pentru că era un exemplu cu o firmă, i s-a trimis o factură de 10.000 de dolari, o firmă ceva mai mare, și 10.000 de dolari pentru relația noastră, factura pe care o aveam, nu știu ce serviciu v-am prestat. Aia la contabilitate nu s-a uitat, fac plătit, mers mai departe. Hm. a venit factura pe mail, totul părea oficial au plătit, au mers mai departe. Îți dai seama, faci chestia asta, trimis la nu mii de firme, vreo câteva, tot o plăti. Deci aveți mare grijă în momentul. Eu primesc mail-uri de schem, cred că 15-20 pe zi în special dacă ești YouTuber, dacă vrei să faci, uite, pentru asta ca disclaimer pentru toți care vreți să fiți influencer sau chestii genul ăsta, aveți foarte mare grijă la e mail de schem. O să vă contacteze foarte multă lume să vă spună, vrem să lucrăm cu tine pentru o promovare. Uite, dă click aici pe linkul ăsta ca să vezi produsele noastre. Era, nu, pentru că sunt foarte multe și e mail sunt din Cehia, foarte multe schemuri din Cehia și din Emiratele Arabe și mai nou din Ucraina vin acum. Deci uitați-vă la prefixurile de la e-mail-uri și niște e uri din astea foarte ciudate și vin cu din astea. Sunt manager asist în de vânzări de nu știu unde, de la firma nu știu care. Și suntem foarte interesați să lucrăm cu tine. Îți vom da 2000 de dolari pe story sau niște chestii genul ăsta. Vin 3000 de euro pentru un story și tu ești, băi, 3000 de euro pentru un story? La, hai să dau click și nu dați click. Asta e, în principiu nu dați click. Toate sunt schemuri, nu vă dă nimeni 3000 de euro pentru un story. Mergem la Adidas care vor să se reinventeze, au zis că băi au mers bine parteneriatele astea, au făcut niște parteneriate cum a fost cel cu Kanye West, au mai făcut un parteneriat cu Pharrell Williams și au zis că băi merg parteneriatele astea cu influencer, dar cheltuim cam mulți bani, parcă firma și cam pierde din avânt așa și așa este în opinia mea cam pierde teren față de Nike și au zis că vine un nou CEO, ăsta pleacă, vine un nou CEO și trebuie să facem din nou să fie cool, să fie fresh și în același timp să fie profitabil. Muncă grea. Sincer, muncă grea. Să conduci o astfel de firmă nu este easy business. Chiar nu este. Și eu am văzut lucrul ăsta din apropiere, nici într-un caz la nivelul ăsta, din apropiere am un amic care are 600 de angajați. Nu, 800 are acum. S-a mai extins. Are 800 de angajați. Și eram bos greu. Nu știu cum faci, dar greu. Adică să ții o firmă de genul ăsta foarte greu, pentru că gândiți-vă la nivelul ăla, nu poți să ai grijă de toată lumea. Eu, când vorbesc, noi, dacă suntem 4-5 în birou, în firma asta, ești ok, pot să vorbesc cu toată lumea. Sunt în birou cu toată lumea, adică eu controlez lucrurile în mod direct când ai 800 de angajați. Cum, cum te duci și controlezi o firmă cum este Adidas? Să spui, vin eu cu o idee, adică leadership-ul pe care trebuie să-l ai, genul de deschidere pe care trebuie să o ai, genul de. Uh, aproximarea pieței, pentru că nu este ca și într-o firmă mică, aia, faci un test, merge, nu merge, faci un test, merge, nu merge. Aici vorbim de teste de sute de milioane, de zeci de milioane, uh, merge, nu merge, na. Adică chiar greu, chiar trebuie să fii un om foarte, foarte competent să ajungi CEO la genul ăsta de companii și sunt manageri care au reușit să transforme companii, oameni de care nu auzi, știi? pentru că noi tot timpul auzim de acești fondatori, acești oameni care au inventat chestiile. Dar uite, sunt firme care, de exemplu, uite cum a fost la Mercedes, de exemplu, generația din 2015. Nu știu exact ce s-a întâmplat atunci, ce s-a schimbat, dar am văzut în firmă ce s-a schimbat. Deci până în 2015 bmw era top vânzări, a venit în 2015 și au schimbat acea gamă nouă cu Știți cum arată de urile astea noi după ce s-au schimbat? Blană! Au crescut vânzările, acum parcă s-a muia situația Ultimul an, cred sau ultimul doi ani, din nou a venit bmw din urmă Adică competiția este tot timpul foarte greu să rămâi în top Mergem la, să zicem, un depozit de gaz care ar putea să ne salveze Dar oamenii sunt destul de nemulțumiți Deci, Olanda, practic, stă pe cel mai mare depozit de gaz din Europa Și se poate folosi Doar că problema este în momentul în care acel gaz este exploatat Apar cu tremure în această zonă și oamenii sunt foarte nemulțumiți. Și este din nou, ne întoarcem la acea uh, întrebare etică. Pentru că cu toții știm ce avem de făcut până în momentul în care ajungi într-o față în care nu există un răspuns corect. Ce faci când nu există un răspuns corect? De exemplu, aici este o întrebare. Avem un depozit mare de gaz care ar putea asigura gazul pentru toată Europa. Un depozit care valorează în jur de un trilion deci mult, da? un trilion. Dar în momentul în care este exploatat acel depozit de gaz, deranjezi cam 350.000 de case. 350.000 de case. Din acele case, doar până acum, gen nivelul de exploatare de acum, a afectat cam vreo 125.000. La modul oamenilor au cu tremuri încât li se crapă casele și așa mai departe, pentru că sunt în zona aia și case destul de vechi. Adică, vorbim, de exemplu, este în acest articol un domn care a spus că am cumpărat o casă în 2004. În momentul în care am luat-o în 2004 era un palat. Casa respectivă a fost construită în 1926. 26, mă scuzați, are vreo 100 de ani aproape de trăit. Adică este clar, nu mai este ca pe vremuri și a spus că uite, apar crăpături, se strică, se uzează, nu știu ce, din cauza acestor lucruri. Ei, dacă acea casă a fost construită în 1926, înseamnă că în general zona este ceva ceva mai veche, adică nu vorbim despre complex nou făcut de dezvoltatori. Sunt case foarte, foarte vechi. Uite, altă casă de prin 1986, asta e tânără față de cealaltă. Da, și acum se pune întrebarea, dacă intri mai departe, exploatezi gaz care ar putea asigura Europa nu? Și ar putea rezolva criza economică din Europa cu riscul de a deranja, să zicem, în medie vreun milion de oameni, pentru că sunt 327.000 de case, dacă pui 2-3 membri per casă, vreun milion de oameni, plus minus. Deci, zicem, vreun milion de oameni deranjezi și le strici casele, cel mai probabil, și va trebui să-i relochezi pentru ca zeci de milioane, spre sute de milioane, să nu treacă pentru criza economică. Și Olanda, practic, a zis, dacă vom fi nevoiți, vom intra și vom exploata ca lume gaz. Dar uite, na, este o, exact acel, știi cum se spune, Rău necesar. Adică la un moment dat chiar nu poți mulțumi pe toată lumea. Dacă spui că nu faci nimic, ești, băi, lăsăm oamenii în pace. Ok, sunt un milion de oameni care sunt fericiți, dar în același timp te uiți cum tot blocul din care faci parte, Uniunea Europeană, suferă, intră într-o criză puternică masivă pentru că nu reușești și poate sunt în Germania, poate vor fi oameni care vor sta în frig și tu ești că și tu te îngrijorezi că unor oameni o să le se crape un pic pereții. Oameni, bani pe care oricum ai putea să-i aloci, să relochezi acele persoane. Pentru că, bun, ok, este tot timpul o discuție din asta. Nu este un răspuns corect și cred că ca și conducător tot timpul te întâlnești chestiile astea. Adică e foarte simplu să judeci de la distanță pentru că tot timpul tu vei alege lucruri care ți se pare ție mai bun în interesul tău. Adică tu dacă ai fi fost în acea casă, ai fi zis, nu scoateți gazul, eu am gaz, mie mi e ok, mi-ajunge, nu scoateți gazul că îmi crăpați mie casa. Dacă tu ai fi fost neamț, care acum plătea de șase ori la gaz și nu știa dacă la anul o să aibă gaz, spune, dărâmă casa lor cu totul, pentru că eu nu am gaz. De asta zic, tot timpul ca și persoana individuală este simplu să judeci pentru că vei alege ce este în interesul tău. Dacă să poți să faci o analiză din asta, să zici, băi, ce este în interesul global, macro, pentru această țară, pentru această comunitate este mult mai greu de făcut. Mergem mai departe la companiile mari, precum Apple, Amazon care se luptă pentru să zicem supremație, în sensul în care vor să creeze ecosisteme în care să te închidă. Și era, de exemplu, oferită rutina vicepreședintelui de la Amazon și spune așa prima dată dimineața se trezește își roagă, roagă pe Amazon Alexa să-i pună muzică, după care se duce în mașină tot așa vorbește cu Amazon Alexa să-i pună muzică în mini lui care are parteneriat tot cu Amazon la birou, își ia note și, și notițe în Amazon Kindle Scribe, după care se uită la un podcast exclusiv, care este exclusiv pe Amazon, care se cheamă Smartless, după care mai folosește în fine toate produsele de la Amazon. Și asta era un fel de, pe cine eu crede toată rutina asta, că el este foarte loial produselor Amazon. Și apoi mai vine unul de la Apple, care și el folosește toate serviciile de la Apple, cu Apple TV, cu Apple Watch, cu Apple AirPods și așa mai departe. Și lucrul ăsta este problematic social vorbind, pentru că va crea o lipsă de legătură socială, în sensul în care va trebui să alegi o portiță, pentru că firmele, pe măsură ce veniturile vor mai fi în scădere, vor încerca să strângă și mai tare acest lanț de exclusivitate, în sensul în care, să zicem, nu vor mai lăsa aplicații de la firmele celelalte la ei pe platformă, nu vei putea folosi serviciile interconectate. Adică era vorba, de exemplu, ca Microsoft word ul să nu mai poată fi folosit pe Apple, de exemplu, deloc, adică să nici să-l cumperi nu mai poți, în sensul ăsta, sau unele aplicații să nu se mai găsească în Apple Stores. sau dacă folosești ceva de pe Amazon să nu mai poți să mai folosești Google. Și asta este problematic pentru că va fi și social, adică tu folosești din asta, eu folosesc din asta, noi nu mai putem să ne trimitem chestii, nu mai putem să mai vorbim, nu mai putem să facem legături pentru că folosești alt dispozitiv. Ceea ce este nasol și este exact dovada cum că firmele de genul ăsta au ajuns să aibă prea, prea multă putere. Hai să mai vedem două știri și apoi ne mutăm la povești. Ce avem așa? Cum a reușit o comună din Vaslui cu 4.000 de locuitori să se transforme într-o adevărată atracție turistică. Nu știu câți dintre voi știți, dar eu am locuit în Vaslui. M-am născut în Iași, am locuit în Iași o perioadă, m-am mutat în Vaslui, am copilărit, am crescut în Vaslui, după care m-am mutat în Iași, după care m-am mutat la București. Deci în jur de vreo 18 ani oricum am stat în Vaslui. Deci știu destul de bine zona. Așa că această zonă se numește Pădureni. Băi, și a avut o conducere, un primar foarte șmecher, sincer, care a atras fonduri de vreo 10 milioane de euro și ce a făcut om? A făcut piscină. Băi, dar piscina e destul de faină. Piscină cu locuri de grătar, ca un fel de. este lângă o pădure și cu locuri de grătar și oamenii efectiv veneau din Vaslui, se duceau la pădureni acolo, pentru a-și petrece weekendul, și o comună a devenit atracție turistică. Deci, piscina din pădure are o capacitate de aproximativ 700 de locuri. Este una dintre cele mai mari și mai moderne dintr-un sat românesc. Vin aici inclusiv turiști de la oraș în perioada verii. Este adevărat, chiar este adevărat. Aduce anual un profit de peste 100.000 de lei. Asta înseamnă vreo 25.000 de euro. n au cine știe ce, dar pentru o primărie este chiar decent. De altfel, asta a fost. Investiția inițială, atunci când a fost construită. Aici nu cred că știu cum funcționează numele, adică nu cred că primăria a investit doar 25.000 de euro în acea piscină, sincer. Dar, în fine, hai, mergem mai departe. La venituri, peste o treime din bugetul local l-am simțit din această activitate și ne bucură foarte mult să putem vorbi la pădure de turismul rural. Băi, bravo lor, mă. Deci uite, dovada că se poate. Știți că vorbeam despre chestia aia că trebuie să vină cineva să-ți arate că se poate? Uite că se poate. Într-un sat, băi, din Vaslui, într-o comună din Vaslui, cu 4.000 de locuitori, cineva a făcut investiții de 10 milioane de euro. Fonduri europene, da? Și a ajuns în punctul în care vin oamenii din uh, orașul județ. Deci vin oamenii din, cum ar veni, reședința de județ, se duc într-un sat pentru că este o zonă frumoasă și frumos amenajată și ai și piscină și ai și loc de grătar și pădure și așa mai departe. Băi, bravo! Bravo! Așa să vedem în cât mai multe locuri din oraș. Și haideți să vedem așa. Deci, ca să cheltuiască mai puțin, românii se reîntorc la petrecerile date acasă. Măcar să nu plătești și localul. Și haideți să vă arăt un exemplu de reporter, cum să zic eu, neinspirat poate? Deci fie așa. Interviu, da? Și spune. Acasă, spune o, o tânără, întrebată unde preferă să petreacă, mă simt mult mai bine în largul meu. Este mai costisitor, deci, întrebarea a este mai costisitor într-un local decât acasă? Cine te angajează? Și tipa răspunde surprinzător, da. Și el ce credeți că întreabă? De ce? Păi, acasă nu trebuie să mai plătești și localul, îi răspunde tipa. Eu nu pot să cred că citesc conversația asta. În fine. Ați înțeles ideea articolului, dar haideți să vă povestesc eu că era problema, de fapt în articol se ducea în ideea care că vecinii sunt deranjați și că vecinii fac panoramă și că în București au fost peste 1000, cu 1000 și ceva mai multe apeluri cu deranjare din asta publică din cauza petrecerilor și că o petrecere este destul de deranjantă, care are 90 de decibeli și nu știu ce. Da, deci doar în capitala anul acesta petrecăreții au primit aproximativ 4000 de amenzi față de 3000 în aceeași perioadă anul trecut și gândiți-vă că anul trecut era pandemie, adică oamenii oricum, să zicem, au crescut bine, nici nu prea se întâlneau, să zicem, a, ok, da, să zicem, deci 4.000 față de 3.000, cu 25% creștere față de anul trecut. Bun, haideți să vă povestesc. Deci am avut probleme cu vecinii și haideți să vi le povestesc pe toate. În primul rând, Mă mut într-un apartament. Apartamentul era așa, deci ca să vă faceți o idee de context, aveam 21 de ani când am cumpărat apartamentul și m-am apucat să -l renovez. L-am renovat la maxim, adică apartamentul era nelocuit de vreo 5 ani, ceva de genul, proprietari plecase în afară, era gol. Și începem așa, cu vecinul care m-a dat în judecată pentru că am spus că e de rând blocul. <laughs> Bineînțeles, nu, nu, nu s-a întâmplat nimic până la urmă, dar în apărarea lui avea cât de cât dreptate. Adică m-am apucat de dărâmat destul de mult. În sensul în care, dacă vă amintiți, blocurile care au fost făcute, să zicem, în 90 și 2000, probabil cei care sunteți învățați acum cu blocurile noi făcute de dezvoltator, nu știți despre ce vorbesc, dar înainte se făceau blocuri din beton, surprinzător. Nu erau din rigid și din BCA. Deci se făceau blocuri din beton cu fier. Baia era o capsulă de beton pe care o venea așezată în interior, pentru că se vedea că este separată de restul apartamentului. În fine, în baie, aveai faianță, era cea mai urâtă faianță din lume. Deci nu există faianță mai urâtă decât acea faianță care era. Cea mai urâtă faianță din lume era pe pereți și avea o cadă de metal. Vă dați seama că nu poți să stai în, <gângânt> cu cea mai urâtă. Pe, pur și simplu, ți se întoarce stomacul, te duci până la baie, trebuie să te duci la baie și vomiți dacă tot te-ai dus de la faianța aia. Deci trebuia să schimbi faianța. M-am apucat, a venit cineva, băi, cu picamărul dădea în faianța respectivă. Eu n-am văzut faianță mai bine pusă. Adică la noi dacă te duci acum într un bloc de ăsta nou, când ai cu ciocanelul pac-pac de la adezivul ăla cad plăcile imediat. Băi acolo cu tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu, ca să derâme faianța. Și am realizat că este o problemă în momentul în care am parcat. Apartamentul era la etaj. Am parcat și se auzea, să zic, de la 30 de metri de bloc se auzea și da, cred că pentru vecini este o problemă. Și după ce am spart pargere care a durat vreo 3 zile în continuu, vecinul a zis că eu nu mai pot. Și a făcut plângere la asociație după care a zis că mă dă în judecată pentru că îi dărâm blocul, că a zis că n-am cum să dărâm atât de mult în continuu. Și iarăși a mai fost o problemă în momentul în care aveam pe mijlocul bucătăriei ca un fel de zona, așa, era ca un fel de genă de aerisire. Ideea este că ea nu funcționa pentru că toți vecinii din înaintea mea o întrerupsese. Dar era un bloc mare așa rotund de beton și în momentul în care l-am dărâmat, L-au dărâma, dărâmat, au nu știu cum, baros cu ceva și când l-au a căzut blocul în mijlocul camerei. De la impact, I a căzut tavanul vecinului de dedesubt. <laughs> și practic toată tencuiala vecinului a căzut în bucătărie și a trebuit să-i repar și lui uh, Și asta a fost prima slăbuț, finuț. Da? Apoi am avut probleme cu locul de parcare și asta este exemplu clasic de bullying care se întâmplă nu doar în liceu, nu doar la școală. Dacă sunteți părinți și vă este frică de bullying, vă dau eu o soluție imediat. Deci cum rezolvi o problemă cu un bully da? din acesta? Eu aveam un bully al meu era de vreo 50 ceva de ani. Da, un nene, parchez. Eu în fața blocului unde practic erau niște locuri de parcare pentru toată lumea, nu erau plătite, nu se plăteau. Fiecare parca unde prindea, când prindea. Parchez vine la mine. Ați parcat pe locul meu de parcare. am zis că nu, nu există loc de parcare. Eu m-am luat și eu aici apartament, parchez unde găsesc loc, dumneavoastră parcați unde găsiți loc, fiecare parchează, unde găsește loc, când găsește loc. Nu este niciun loc. Nu că eu acolo parchez. Și am zis că de acum nu. <gânt> și am închis ușa. Pac. Și el bănuiesc că n-a fost încântat de răspunsul ăsta al meu. Acum probabil voi care aveți locurile voastre de parcare să se supărați. Era, să vezi ce să fac eu uh, Și era, băi, am loc de parcare, am aceleași drepturi ca și voi. Dacă scrie pe locul tău că este locul tău, ok. Acum se plătesc locurile de parcare cam peste tot, ceea ce mi se pare mult mai ok. Că nu mai există acest conflict. Peste vreo două zile, ca să vă faceți o idee, mașina mea albă era plină cu ulei de gătit. Dar nu că ulei de gătit din sticlă, ulei de gătit după prăjeală. Deci toată mașina mea era unsă, așa, cu polă și pe capotă, cu turnat din oală direct și cu ouă aruncate în lunetă. Că eram. Uh -huh. Cul, cool, cul, cool, cul, cool, cul, cool, cul, cool. Da. N Am înțeles situația. Niciun fel de problemă. N-am zis nimic. Știam, vă dați seama, știam cine a făcut chestia asta. Nimic, n-am zis absolut nimic. Dar și eu știam care este mașina lui. Ce urmează să vă zic nu este un lucru pe care sunt mândru pe care l-am făcut, dar a rezolvat problema. Am făcut exact același lucru, doar că puțin mai grav. Am luat, nu că un pic, el îmi dăduse cei drept 2 litri de ulei, maxim 2 litri așa, împrăștease 2 litri de ulei. Eu am luat 10, 10 litri de ulei prăjit cu resturi, cu tot, am turnat așa pe mașină, i-am desumflat roțile și atât, nu i-am zgâriat mașina, nu i-am făcut nimic. Și atât. Din momentul acela, am parcat unde am vrut eu. Deci s-a dus vorba în tot blocul ce s-a întâmplat, am parcat unde am vrut eu, în momentul în care eu treceam pe stradă, vecinul traversa. Sunt mândru de ce am făcut? Nu, dar a rezolvat problema. Credeți că dacă îmi ceream scuze, adică ce era de făcut? Să plec, să mă duc să parchez în altă parte, nu așa, pentru că a venit cineva și m-a amenințat că este locul lui. Nu cred că așa se face, nu cred că așa se fac lucrurile în viață. Și am zis că, băi, eu am încercat să fiu civilizat. Eu am încercat să fiu civilizat, am zis, mie mi se pare corect, fiecare parchează unde prinde loc. De exemplu, eu nu am avut niciodată nicio problemă. Nu găseam loc în fața blocului, mă am parcam în altă parte, parcam și la distanță destul de mare. Niciun fel de problemă, fiecare cum prinde. Dar în momentul în care vii cu amenințări de astea, să nu te mai prind că parchezi pe locul meu de parcare? mai supărat. Și asta este o problemă. După care haideți să vă povestesc de petrecere. Și asta, de la asta pornise articolul. Cred că una dintre cele mai neobișnuite petreceri la care am fost a fost acea petrecere în apartamentul meu. Și mi-am amintit de ea pentru că ziceau ăștia de petrecere în apartament. Și nu știu cum niciodată nimeni nu a sunat la poliție de fiecare dată când am avut o astfel de petrecere. Rar ce drept probabil și de asta, adică nu se întâmpla săptămânal. Dar odată, exact înainte să vând apartamentul, am avut o petrecere care a pornit nu știu cum să vă zic, cea mai plictisitor eveniment ever. Adică ne-am întâlnit cu niște prieteni la mine, eu am făcut ceva de mâncare, am gătit, am stat, mâncasem bine tare, ne luase cu somn. Și eram așa toți, pe la ora nu știu, șapte seara, stăteam pe canapea, cu ne ochii în gură și de acolo, printr-un context din ăsta, a venit cineva, a început să bea șaturi cu altcineva, s-au împins pe acolo, au dat drumul la muzică, am închis luminile, nu știu ce. Fast forward, nu știu, 3 ore, 4 ore. Era o chestie incredibilă. Erau foarte multe fete bete în apartamentul meu, băieți care făceau așa ca peștele prin apartament. Singura sursă de lumină, ca să vă dați seama, deci totul era închis. Era o chestiuță, un LED atât rotund, pus în mijlocul livingului și aia era toată lumina care era deschisă în apartament și un spot undeva în cealaltă parte a apartamentului. Și Petrecerea a ținut gen până pe la 4 dimineața exact în ritmul ăla. Eu nu am mai văzut atât de multe fete bete la un loc, toate. Și am zis, băi, asta este una dintre cele mai interesante petreceri la care am fost și a pornit foarte, foarte neobișnuit. <laughs> și atunci a fost totul foarte amuzant pentru că eu tot le spuneam oamenilor, nu vă faceți griji de orice ați face pentru că eu oricum vând apartamentul nu mă mai interesează. Și săracul apartament a suferit o traumă în acea seară. <laughs> pentru că, deci, s-a vărsat atât de mult alcool pe jos în acel apartament în cât efectiv nu puteai să calci, ci se lipeau pe, picioarele. Deci mirosea a distilăriei tot parchetul ăla și aparent nu s-a supărat nimeni pentru că făcut noi curățenie, pac, 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 a doua zi sau a treia zi am vândut apartamentul într-o oră. Am pus anunț, am plătit din aia promovare pe OLX, plătit promovare pe o lună, am zis că să-l pun să fie. Am pus anunț, într-o oră am vândut apartamentul și avusesem deja trei oferte. Și eram deci petrecerea n-a stricat. V-am povestit și abordarea mea, dacă vreți, cu pilda asta, cu întoarce și celălalt obraz. Băi, eu nu sunt de acord. Sincer, acum știu că părerile sunt împărțite, depinde foarte mult de situație, dar eu cred în felul următor. Dacă cineva îți încalcă respectul, în sensul în care eu cred că tu nu ești important și nu te respect, dacă cineva nu te respectă, tu nu ai de ce să-l respecti. Deci dacă un conflict nu a pornit de la tine, dar te ai trezit într un conflict și cineva nu te respectă. Nu, no, eu nu sunt așa. Adică dacă te lași călcat în picioare, în primul rând nu va fi bine pentru stima ta de sine, pentru că te obișnuiești și psihic te obișnuiești să fii călcat în picioare, lucru care nu trebuie să se întâmple și doi Oamenii vor observa chestia asta. Bun, în cazul ăsta poate nimeni nu observa lucrul ăsta cu vecinul meu, dar în general, dacă lucrurile astea se întâmplă la școală, într-o comunitate, dacă oamenii observă că poți fi călcat în picioare și nu se întâmplă nimic, vei tot fi călcat în picioare. Știi că este contrar cu tot ce se învață în școală acum? Asta este părerea mea. Deci cred că nu trebuie să te lași călcat în picioare. Punct. Nu trebuie să pornești tu niciodată un conflict, nu trebuie să fii o persoană, trebuie să respecti pe toată lumea, asta este clar, eu respect pe absolut oricine. Deci da. Este simplu. Nici o problemă. Eu respect pe toată lumea. Dar dacă mă calci în picioare, asigură-te că vine trenul peste tine. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și noi ne vom vedea la video următor. Pa!